în mașină. De 42 de ani din Timișoara, angajată unei firme care asigura faza la o fabrică de piese auto, a fost prins de polițiști când transporta cu un taxi piese pe care le furase din fabrică și pe care dorea să le vândă în Germania. În ultimele 3 luni, el a furat componente în valoare de 30.000 de euro. Anchetatorii au mai stabilit că mai mulți angajați ai fabricii au furat piese pe care le-au scos fie în mașini, fie în bagajele personale, după încheierea programului de lucru, totul cu complicitatea partea. A fost din nou bătaie pe tigăi oferite ca promoție la deschiderea unui magazin, de această dată la un hipermarket din Târgu Jiu. Când bușele s-au deschis, sute de oameni s-au făcut în care